câțiva ani în urmă, vreo 20, 18, 20 de ani, poate un pic mai puțin, aveam un prieten de familie care lucra la o cofetărie. Și la cofetăria respectivă făceau torturi foarte, foarte, foarte bune. Și era în special un tort, o prăjitură cu căpșun. Era extraordinar de bună și acum o simt, îi simt gustul și mi-aduce aminte de perioada aceea când găseam tortul ăla. Dar am rămas cu amintirea și cu gustul ăla care mi-l aduc aminte atât de perfect și voi încerca să recreez acel tort. Era cu blat simplu de vanilie, blat pandișpan făcut cu ouă, pufos, aerat și mai departe. O cremă foarte, extraordinar de fină. Mi-au rămas cam puține căpșuni pentru că le-au consumat copiii cu tare mare drag. Am să încerc să le fac acel tort de care mi-aduc eu aminte. Deși habar n-am de nicio rețetă, nu am primit niciodată nicio rețetă pentru tortul respectiv, dar îmi imaginez cam ce ar fi trebuit să conțină. Și cum ziceam, blaturile sunt din pan, erau din pandișpan, adică erau foarte aerate, moi și pufoase. Crema din mijloc era o cremă de brânză, dar foarte fină. Cred că era amestecată probabil și cu mascarpone și puțină frișcă. Avea un strat de căpșuni, așa că am tăiat aici un castronel cu căpșuni, bucățele mai mari, de diferite mărimi, și voi pune zahăr pudră peste ele, peste căpșuni, și voi lăsa un timp la odihnit, așa cu zahărul. Între timp voi pregăti pandișpanul și terminăm de făcut mâncarea, pentru că nu putem să facem numai desert, deși eu aș mânca numai desert, dar trebuie să pregătim și mâncare. Și ca să scăpăm repede de treaba asta, cel mai ușor de făcut este sunt cartofii scăzuți, adică un pic de ceapă, un pic de știu eu, ceva cârnați, carne ce se gătește repede. Tăiem cartofii, îi călim, îi prăjim un pic și după aia un pic de apă deasupra, sare, piper, ce mai vrem, condimente și gata, mâncarea fierbe un, doi, e totul e pregătit. Cred că printre cele mai ușor de gătit mâncăruri sunt cartofii scăzuți, așa îi spune la noi. Deci e o mâncărică, o tocăniță de cartofi. Ceva ce compatrioții mei sunt sigură că gătesc foarte des, pentru că e ușor, cum ziceam, și foarte convenient și mai ales în ultimul timp foarte ieftin, pentru că toate s-au scumpit și iată că și căpșunile astea am fost în piață și era pe masa unde servia persoana ce vindea căpșunile, foarte frumoase căpșuni și oricum eu nu mă duc la comercianții aia ce au tot anul. Mă duc, caut țăranul român, îți
îți cam dai seama că cine comercializează așa aduși din Italia și cine e țăranul nostru român care vinde căpșuni sezonier. Părea, așa cum zic, țăranul nostru român, dar țăranul nostru român poate fi și șmecher uneori, pentru că în față și-a umplut de căpșuni mari, frumoși și aspectoși, curați, neputrezit, proaspeți și așa mai departe, și în spate de unde te servia, din păcate, când am ajuns acasă, mi-am dat seama că majoritatea căpșunilor au fost de foarte proastă calitate. Și îi păcat, pentru că nu voi mai cumpăra de acolo, cu siguranță, deși au un gust foarte bun. Cred că 40% din ei au fost stricați și asta e un mare minus. Le acoperim foarte bine cu zahăr pentru că oricum siropul ce se va forma, zeama aia ce va curge de pe căpșuni, o vom folosi la însiropat blaturile. Și vrem să conservăm căpșunii cât mai bine. Îmi folosesc mâinile, nu folosesc mănuși, nu folosesc lingură de data asta, dar treaba e în felul următor. Atunci când gătim acasă, nu consider că e ceva important să folosim mănuși sau alte lucruri de genul acesta, pentru că gătim pentru noi, pentru familie. Suntem 4, maxim 5 oameni care mâncăm din mâncarea asta și nu o facem pentru comercializare. La brânzeturi, da, acolo e altceva și e nevoie să fim mult mai atenți și să avem mai mare grijă. Cred că trebuie să pun pahar de apă. Am bucurat că săptămâna trecută am putut să cosesc toată curtea, pentru că e o diferență așa de mare atunci când e cosit tot, atâta de frumos arată. Cu câțiva ani în urmă, acum eu tot vorbesc din trecut, dar cu câțiva ani în urmă am cumpărat un mixer KitchenAid. Și vreau să vă spun faptul că perfect, deci chiar foarte bun. Cel mai bun este pentru a depozita pungile cu pâine, da? Deci cel mai ok. Aici depozităm pungile cu pâine. Lăsând gluma la o parte, e un mixer foarte bun. Și frumos. Găinușele noastre sunt foarte cuminți în ultimul timp și ne fac ouă în fiecare zi câte 5. Și chiar 5 găini avem. Ar fi chiar ciudat să găsim mai multe. De obicei nu pun unt, dar așa simt eu de data asta în măduva oaselor să pun. Sunt cam 2 linguri de unt. Și regula pentru mine, din câte m-a învățat mămica mea, este că atunci când fac un pandișpan, câte ouă folosesc, atâtea linguri de zahăr pun și atâtea linguri de făină pun. Deci, pentru 5 ouă am pus 5 linguri de zahăr și mai pun 5 linguri de făină, dar doar când s-au bătut bine ouăle, adică atunci când s-au făcut spumă. Nu sunt băutoare de cafea, dar
ceaiul englezesc, îl ador. Și oala asta e adorabilă. Am găsit-o în târgul de vechituri. Și cred că e cel mai simpatic lucru pe care l-am cumpărat în ultimul timp. Ce romantic! Lucrurile simple ne aduc cea mai mare bucurie. Ceaiul ăsta englezesc, vă explic acum cum se face. Se lasă la infuzat vreo 2 minute. După aceea eu îmi pun niște lapte și apoi vin cu smântâna lichidă, care îi dă un gust foarte moale și plăcut. Tors mierea de salcâm și se potrivește perfect. Na, și 5 ore mai târziu mi-a ajutat domnul să îmi aduc aminte de blatul ăsta și de faptul că le-am promis copiilor un tort astăzi. Foarte aerat. Hai să văd la ce ajung. Asta trebuie bătută până devine lucioasă și foarte fină. Am uitat un pas important, să punem la scurs căpșunii, astfel încât să avem sucul acela pentru însiropat blaturile. Imposibil, frate, imposibil. Bună, ce dar... greu. Ce bă? Hop. Hop, așa, și așa, și așa. Și cum voi, când erați mici, cumpărați un tort din ăsta? Nu, ne cumpăram câte o felie. Asta e a mea, clar. Uf.